Stimați telespectatori, dragi prieteni, suntem la o nouă emisiune a Studiului Biblic și vă spun un călduros bun venit! Astăzi vom începe un nou ciclu de studii biblice care se intitulează Pregătire pentru timpul sfârșitului. Evenimentele pe care le trăim în jurul nostru arată clar că noi trăim timpul sfârșitului, când pregătirea noastră trebuie să fie la stadiul final, când putem, ca să spunem, suntem gata, vino Doamne Iisuse. Studiile acestea ne vor conștientiza de evenimentele care sunt premergătoare revenirii Domnului Hristos și vom învăța din experiența înaintașilor noștri și din cuvântul Scripturii ce trebuie să facem ca să putem, la venirea Domnului, să spunem: iată-mă, Doamne, aici sunt eu și aceea pe care mi-ai dăruit Tu. Sunt studii extraordinare care merită ca să fie citite și studiate atent cu multă rugăciune. Vă invit ca să nu pierdeți nicio ocazie și să studiați aceste studii extraordinare. În dimineața aceasta am invitat aceeași echipă, pe fratele pastor Otto Stănoiu și Marinel Trâncă. Vă spun bun venit! Bun găsit! Pentru că în acest trimestru vom studia despre evenimentele finale ale istoriei acestui pământ, încheierea Marei Lupte, studiul acesta își propune ca să ne vorbească despre începutul acestei mare lupte, să stabilească, de fapt, care a fost baza acestui conflict. Conflictul cosmic este foarte interesant că a început într-o lume desăvârșită, a început în inima unei persoane desăvârșite care a ajutat sau a provocat căderea unei ființe de asemenea, a perechii sfinte, care era desăvârșită. Nu putem pretinde că am înțeles apariția acestui păcat în univers, dar Biblia ne arată, de fapt, cum a apărut în lumea noastră. Care a fost pasul care a condus la căderea lui Lucifer? Pentru că dacă noi cunoaștem pasul acesta și cum a apărut păcatul în lumea noastră, putem cumva ca să recunoaștem și să ne ferim de provocările diavolului. Cred că dacă vorbim despre un conflict care vrem să fie încheiat, trebuie să știm de unde vine. Exact. Răul în istoria noastră nu este ceva întâmplător, ceva ce a venit, nu cum a venit, s-a dezvoltat și viața pe pământ, dezvoltarea ei, am apărut noi oamenii, a fost tot întâmplător și în tot procesul acesta evolutiv, iată că avem și răul. Vrem, nu vrem, asta e. Continuăm să luptăm împotriva lui cât trăim și după aceea o fac alții după noi. Răul este un intrus. Dacă acceptăm că lumea a fost făcută de cineva, nu? Dumnezeu este cel care a conceput-o. I-a dat formă, contur și a adus viața în universul acesta. Observăm de fapt că nu era sub nicio formă intenția lui Dumnezeu ca răul să devină o realitate pentru ființele pe care avea să le creeze. Dar răul este un intrus, dar nu putem explica apariția păcatului, nu, care este breșa în creațiunea lui Dumnezeu, care naște răul. Pentru că dacă i-am găsit acum o scuză, o motivație, atunci n-am mai putea vorbi de vinovăție. Iar oamenii care fac răul, până la urmă i-am socotit niște victime. Și atunci de ce să-i judeci, când de fapt nu-i vina lor, că ei sunt în starea aceasta. Aminteai de un înger care a căzut, nu? Și Biblia ne vorbește despre Lucifer, care a fost creat desăvârșit în înțelepciune și în frumusețe și nu ne putem explica cum de în inima lui se naște mai întâi un gând care începe să încolțească și în cel în urmă îl duce în acțiune până acolo încât se dezvoltă un război în ceruri și el câștigă o bună parte din îngeri pe partea lui. Da, până astăzi nu știm și nu știu dacă putem înțelege vreodată cum dintr-o lume desăvârșită, perfectă, a lui Dumnezeu, poate să apară răul. Dar apariția răului este dovada că Dumnezeu lasă libertate ființelor sale, care pot să se decidă și împotriva lui, nu doar ca niște roboți supuși, programați în așa fel încât să nu iasă niciodată din cuvântul lui Dumnezeu. Exact. Când discutăm despre apariția răului, trebuie să plecăm de la niște premize, și anume
singura sursă de informație corectă care ne furnizează realitatea nu poate să fie decât Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. În Cuvântul lui Dumnezeu ni se spun câteva detalii, ceea ce noi putem să cunoaștem în momentul de față. Prima la mână este faptul că această creațiune a lui Dumnezeu, în primul rând că Lucifer este o ființă creată. Nu a existat din veșnicii, ci a avut un început al zilelor pe o anumită treaptă a scării temporale a Universului. Așa cum și Universul este o creațiune a lui Dumnezeu. Aceasta este prima informație pe care trebuie să o spun. Dumnezeu a creat Universul acesta din nimic. Și diavolul a fost și el creat, dar Scriptura ne spune că ai fost desăvârșit în frumusețea ta din ziua în care ai fost creat până în ziua când s-a aflat nelegiuirea în tine. Deci, cu alte cuvinte, a fost o ființă perfectă. Aceasta este ceea ce ne spune Scriptura. A doua problemă, ni se spune că Scriptura ne mai dă câteva informații și ne spune că ai fost încununat cu slavă, cu cinste. Și apoi instrumentele muzicale și toate erau pentru desfătarea ta acolo. Ocupau, deci, o poziție foarte înaltă. Din pricina frumuseții tale, așa spunea acolo, ți s-a îngânfat inima. Și a ajuns în cele din urmă să spună: sunt Dumnezeu, mă voi urca pe muntele dumnezeilor. Notați o problemă. Oamenii astăzi renegă dumnezeirea Fiului sau a Duhului Sfânt. Diavolul o declară: mă voi urca pe muntele dumnezeilor, nu Dumnezeului. Fii voi asemenea celui prea înalt. Din cauza frumuseții i s-a îngânfat inima. Mai mult decât aceste detalii, nu vom putea să înțelegem niciodată procesul acela tainic, cum a apărut răul în interiorul lui Lucifer. De ce? În primul rând, să notăm o problemă, că noi nu analizăm o ființă care este de același statut cu noi. Nu face parte din regnul uman, ca să înțelegem om cu om. Și să spunem, da, domne, uite, omul acesta a gândit așa, noi încercăm să analizăm o ființă care este superioară omului, nu? Discutăm aici, intrăm într-un domeniu, ca să zic așa, metafizic, când discutăm cu ființe superioare, ce pot eu să știu despre constituția unui înger sau cum reușește un înger să se deplaseze cu viteză supraluminare? Aiurea, nimic. El are domeniul lui. Altă problemă. Însă, în momentul în care eu aș avea o bază logică prin care să pot să explic apariția răului în interiorul lui Lucifer, înseamnă că răul ar înceta să mai existe ca rău. Păcatul nu ar mai fi păcat în momentul acela. De ce? Pentru că ar avea cauzalitate. Atunci mă aflu în fața răului, răul produs de o anumită cauză. Cu alte cuvinte, răul este consecința unei cauze care a operat în interiorul ăsta. Deci nu răul este cel vinovat, ci cauza este care a determinat apariția răului. Mecanismul, acolo Dumnezeu a greșit ceva. Probabil în mecanismul acela. Ori inspirația ne avertizează foarte clar că este domeniul în care noi ar trebui să ne vedem de treaba noastră, să înțelegem că suntem oameni și să nu încercăm niciodată să intrăm în domeniile acestea, pentru că acestea reprezintă taina nelegiuirii. Și la urma urmei, fraților, se pune și următoarea problemă. Am primit cândva de la Advent Mission o broșură, era de Halloween. Și acolo se vorbea de plăcerea unora de a citi sau de a vedea scene cu cadavre, cu morți, cu cimitire, cu descompuneri, cu tumori, cu imagini hidoase. Și spunea, ce plăcere au creștinii să privească aceste scene care sunt, sau aceste imagini care sunt domeniul satanei. Noi trebuie să privim imagini cu copii care se nasc, cu viață, cu flori, cu spații verzi, cu ceva frumos, cu sănătate, cu oameni fericiți. Acestea sunt domeniile lui Hristos. Asta este.
Revin acum de la ilustrația asta la domeniul anterior. Ce mă interesează pe mine atât de mult ce a fost în inima Satanei, când știu că ce a fost în inima Satanei se vede în momentul de față în opera pe care o faci. N-are rost să scormonesc eu în gunoaiele care s-au acumulat în el însă și care era, în final s-a constituit ca fiind geneza păcatului. Asta este toată vreo. Nu încercăm să explicăm apariția răului, pentru că foarte corect spunea inspirația dată prin paginile scrise de Ellen White, a încercat să găsim o explicație pentru geneza răului înseamnă a scuza răul. Sau, în condițiile astea, răul nu mai este rău, păcatul se autodesfințează. Tocmai aș vrea ca să citesc exact ceea ce Ellen White spune în cartea Tragedia Veacurilor. Este imposibil să explicăm apariția păcatului și să găsim un motiv pentru existența lui. Păcatul este un intrus pentru a cărui existență nu se poate găsi niciun motiv. Este misterios, inexplicabil. A-l acuza înseamnă a-l apăra. Dacă s-ar găsi vreo justificare sau vreo cauză a existenței lui, ar înceta să mai fie păcat. Ceea ce, de fapt, am discutat aici, aș fi vrut doar ca să rămână ceva în mintea noastră acest cuvânt inspirat. Eu aș fi vrut să adăugăm doar un singur lucru aici, ideea aceasta, pentru că unii ridic problema, dar de ce Dumnezeu, Domnule, nu l-a împiedicat de la început, de ce nu l-a extirpat de la bun început, dar Dumnezeu în preștiința asta n-a știut că va fi așa ceva? Știm un singur lucru. Că Dumnezeu nu a creat roboți. I-a lăsat și Satanii libertate de acțiune. Exact. Dacă îl programa ca pe telefon, ca pe telefonul mobil, nu putea să execute decât ceea ce era în programul prestabilit. Și aceasta nu mai era iubire. Nu mai era niciun fel de problemă. Dar în condițiile astea, el nu mai era o ființă liberă. Unde nu există libertate, nu există nici dragoste și atașament. Nu? Da. Iar pe de altă parte, noi trebuie să înțelegem că și noi, și îngeri, heruvim și alte ființe, poate despre care nu știm nimic, sunt ființe create. Iar Dumnezeu a creat un ansamblu, universul întreg. Și fiecare are un loc al lui în planul lui Dumnezeu. Iar dacă eu nu sunt mulțumit de locul meu și vreau mai sus, nu cum a fost cazul lui Lucifer, a zis, de ce să fiu eu căpetenie? Și vedeți, ideea democrației apare mai întâi în mintea lui. Nu? El conduce o masă atât de mare de ființe, îngerii care erau, și a spus, de ce să iau toate sfaturile numai între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Da. Nu-i corect. Din moment ce, uite, cât suntem noi și decid alții pentru noi. Și dacă luăm privit așa democrația, nu-i corect. Adică, de ce să decide altul pentru mine? Dacă toți am fi pe același nivel, toți am fi oameni, ar avea dreptate. Nu poate, nu e bine ca trei oameni să decide soarta milioane, zeci de milioane, poate sute. Dar când e vorba de Dumnezeul Creator, e Dumnezeu pe un alt nivel, iar eu sunt o ființă creată pe un nivel inferior, atunci este bine că cel care cunoaște toate lucrurile și știe ce am nevoie, hotărăște el în locul meu. Și îmi oferă mie condițiile cele mai prielnice pentru ca să trăiesc viața cea mai împlinită. Dar Lucifer nu este mulțumit de locul lui, vrea mai sus, vrea într-un loc pentru care admitem prin absurd că Dumnezeu l-ar fi acceptat, el nu putea să facă față. El nu era făcut pentru locul acela, nu? Într-o mașinărie, un motor, un piston, o roată dințată sau ce este înăuntru. Degeaba scot o roată dințată și vreau să o pun în altă parte. Ea nu se potrivește acolo. Odată dezechilibrează întreg ansamblu, că nu mai am, și dacă aș încerca să o înghesui cumva undeva, a stricat tot mecanismul. Nu? Iar noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a rânduit într-un loc, are un plan cu noi, iar noi suntem fericiți atât timp cât umblăm în planurile lui Dumnezeu. Când încercăm să facem altceva, ispitiți de diavolul, nu ne merge bine. Spuneați, poftim. Dacă îmi permiți, poftim. O mică glumă în toată treaba asta de aici. Noi nu ne putem înțelege pe noi înșine ca oameni, dar cu atât mai multă problemă. Era o maximă a lui Einstein care spunea că unii bărbați s-au străduit o viață întreagă ca să înțeleagă o femeie, alții s-au ocupat cu lucruri mai ușoare, de exemplu teoria relativității. Da. E un adevăr în toată treaba asta pentru că noi ca oameni nu putem să pătrundem și să înțelegem, dar
De câte ori noi nu interpretăm greșit un partener în discuție pentru că l-am înțeles greșit. Iar nu se spune altceva. Sunt domenii pe care trebuie să le privim așa cum. Spuneai că dacă nu avem libertate, acolo nu este nici dragoste și de aceea Dumnezeu în dragostea sa ne-a creat pe noi ca ființe libere, ne-a dat liberul arbitru și acum noi suntem responsabili pentru deciziile noastre de a păcătui. Noi nu putem să punem vina pe nimeni, nici chiar pe diavol, atunci când păcătuim, pentru că este alegerea noastră liberă. Știm că el are puterea limitată și el nu poate să treacă peste decizia noastră de a nu păcătui, dacă noi ne-am propus să nu păcătuim. Bun, întrebarea mea este, prin ce putem noi ca să întărim această decizie, această voință liberă, în așa fel încât să fie destul de puternică să se opună influenței celui rău? Voința liberă o avem de la Dumnezeu, e darul. Da, dar cum putem să o stimulăm în așa fel încât cu cât o folosim mai mult, dar o folosim după îndemnul cuvântul Dumnezeu, atât întărim lucrul acesta în noi. Putem să ne folosim voința și în sensul de a ne lăsa ispitiți de diavol și să facem lucruri care, până la urmă, Dumnezeu nu le poate accepta, nu le poate binecuvânta, iar noi suntem parte din creația lui Dumnezeu. Nu? Și Dumnezeu nu poate, când eu fac alegeri care contravin cu voia Lui și se îndreaptă până la urmă, în final, împotriva mea, Dumnezeu să spună, e bine așa. E imposibil. Să-mi folosesc voința liberă ca să descoper voia Lui Dumnezeu, să cercetez cuvântul ca să aflu ce așteaptă Dumnezeu de la mine și pentru că îl iubesc, nu? De asemenea, pentru că aleg să-l iubesc, îmi folosesc voința liberă să ascult de el. Ascultarea nu este obligație, ci este un privilegiu, nu? La care ader de bunăvoie. Psalmistul spune în Psalmul 51:5, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămizit mama mea. Întrebarea mea este, în condițiile acestea de păcat în care noi trăim, de 6.000 de ani a deteriorat ființa noastră fizic și psihic și așa mai departe. A fost deteriorată și voința liberă pe care am primit-o de la Dumnezeu, la creațiune? Dacă vom spune da, atunci înseamnă că eu am o anumită scuză că nu mai pot să iau anumite decizii corecte de a nu păcătui, fiindcă am voința liberă deteriorată. Dacă vom spune că nu a fost deteriorată, atunci nu mai există păcat care nu a fost făcut fără voia. Că știți, aud în rugăciuni uneori spune, Doamne, iartă păcatele noastre făcute fără voia. Și chiar îmi pun întrebarea, care ar fi păcatele făcute fără voia? Că de cele mai multe ori suntem conștienți că păcătuim. Cum este cu voința aceasta? A fost sau nu a fost deteriorată de păcat? Funcționează? După 6.000 de ani, mai funcționează ea la... Mi-aduc aminte de o expresie într-o predică a unui pastor, fratele Orban, la Craiova, și spunea următorul lucru. Satana are posibilitatea să forțeze conștiința cuiva, dar nu îi se permite. Dacă tu nu admiți. Exact. Dumnezeu are posibilitatea să forțeze conștiința cuiva, dar nu vrea să o fac. Exact. Așa că în condițiile acestea, omul este liberul său arbitru în condițiile acestea. Ba mai mult decât atât, în terenul acesta categoric, Satana ar dori prin toate mijloacele ca să forțeze conștiința cuiva și omul să nu mai aibă posibilitatea asta de a decide sau de a opta. Uh-huh. Întâlnim în Scriptură, facem o mică colaterală acum, întâlnim în Scriptură o situație când un demonizat, la contactul cu Iisus Hristos, vroia să spună ceva și spunea exact altceva. Pentru că venea diavolul și îl forța să spună altceva. Dar partea cea mai interesantă este că Iisus Hristos a ascultat strigătul lui nerostit. Adică dorința lui de a se elibera din starea asta. Chiar dacă fusese alterată voința sa, el nu mai putea să mai spună, Doamne, te rog să se roage, pentru că era luat în stăpânirea demonilor. Însă Iisus Hristos a venit și a spus Satanei, ieși afară. Până aici. Și l-a eliberat pe omul acela. Așa că
Dacă un asemenea om despre care spiritul profetic, oameni ajuns în situația asta, spiritul profetic spuneau că au ajuns la o situație de genul ăsta pentru că și-au făcut din viață un fel de carnaval și și-au permis tot felul de îngăduințe până când mintea li s-a deteriorat, structurile nervoase s-au alterat și funcțional și structural și omul acela a fost total prin propria alegere. Chiar și în situațiile de genul acesta, Dumnezeu a operat în dreptul lor și... Atunci când a exercitat voința... Când voința lui a fost ca să fie eliberat, Iisus Hristos atunci a eliberat pe asemenea oameni, fără niciun fel de speranță. De aceea, în Scriptură apar expresii de genul ăsta, se poate lua prada celui puternic. Se scrie acolo și da, prada celui puternic va fi luată pentru că eu voi lupta împotriva vrăjmașilor, te-i spune Dumnezeu. Ce am vrut să ridic ca idee în fața noastră pentru analiză? Faptul că în condițiile acestea prin care oamenii au păcătuit și prin care noi păcătuim, noi nu mai avem o putere, noi ne desibim radical de starea lui Adam dinainte de cădere. Noi nu mai putem să rezistăm în fața păcatului prin propriile noastre puteri. Punct. Și ne spune că se luptă cu păcatul prin puterea care este în el și că poate să biruiască, spune o mare minciună. Asta o spune de la tatăl său, Satana. Noi prin propriile noastre puteri nu putem să ne luptăm cu păcatul. Dar avem posibilitatea să biruim păcatul prin puterea lui Iisus Hristos. De aceea Iisus Hristos a trăit într-o relație de dependență cu Tatăl în fața noastră, pe pământ, pentru ca să ne arate nouă cum trebuie să trăim noi într-o dependență de El și să putem birui păcatul prin puterea lui Iisus Hristos. Această putere ne este dată? Cu siguranță că da. Noi doar trebuie ca să facem uz de ea, să cerem această putere. Dacă... Apoi să notăm cu o problemă că în fața lui Dumnezeu nu ne putem înfățeșa niciodată cu o neprihănire a noastră proprie. Noi avem în situația că îl vom asculta pe Hristos, avem posibilitatea să câștigăm o neprihănire atribuită, un cadou, adică ni se oferă. Să fim considerați aceasta neprihăniți, cu toate că noi nu suntem neprihăniți, dar să fim considerați neprihăniți. Asta e cu totul altceva. Exact. Deși nu cunoaștem apariția păcatului în univers, așa cum am spus, și nici nu vrem să ne încumetăm ca să facem speculații, noi cunoaștem din relatarea biblică cum a apărut păcatul în lumea noastră. Și știm foarte bine că atât Eva cât și Adam au avut partea lor de vină în cădere. Vină pe care nu puteau acum ca să o arunce asupra lui Lucifer, oricât de vinovat era Lucifer pentru aceasta. În ce a constat păcatul sau vina lui Adam și a Evei? Pentru că dacă înțelegem lucrul acesta, putem să realizăm care este și partea noastră de vină. Că de multe ori spunem, păi am fost ispitit, chiar cineva folosește foarte des expresia asta, of, Satana m-a pus la cale, dar nu este... Ispitit prin pofta care e în el însăși. Exact, aici am vrut să ajung. Sigur că da. Categoric că da. Istoria căderii primilor noștri părinți este foarte clară. Ea n-a fost un proces brusc, n-a fost o prăbușire. Am mers cum urmează, faci un pas și te-ai prăbușit în gol în situația asta. Ce a fost o cădere treptată? În primul rând, Biblia pe de-o parte, pe de altă parte, Spiritul Profetic furnizează anumite detalii. Eva a fost sfătuită să nu se despartă de Adam, să fie împreună, pentru că fiind doi, diavolul nu putea să îi biruiască pe amândoi. Aviz și la lucrarea misionare, bine să meargă doi. Aceasta este problema succesului. Și Domnul i-a trimis doi câte doi. Tot așa, doi câte doi, bineînțeles, pentru că fiind doi, greșesc mai puțin decât dacă este unul singur. Așa. Eva însă s-a despărțit de el, încântată fiind de așa, și a doilea pas pe care l-a făcut, în direcția, sunt pași, cum se spune, precursori comiterii păcatului. Exact. Al doilea, intrarea în discuție cu șarpe. Cochetarea cu păcat. Bineînțeles că da. Intrarea în discuție cu șarpe. Ea n-avea ce să discute cu Satana. Acolo în discuție. În momentul când a intrat în discuție cu Satana, o întâmpină Satana foarte șiret la început. Cu o chestiune de îndoială. Oare a zis Dumnezeu așa ce? O invită la discuție.
și ea își permite să discute cu el. Ba mai mult îi spune, zice, Dumnezeu ne-a spus că să nu mâncăm din acest fruct și nici să nu ne atingem cu el, pentru că în momentul acela vom muri. Foarte interesant că Dumnezeu așa a spus. Și așa este declarația lui Dumnezeu. Veți muri negreșit. Adică Dumnezeu folosește expresia, accentuează problema asta. Negreșit. Să nu vă jucați cu problema asta, că aici negreșit veți muri. Știți cum o întâmpină Satana? Diametral opus, tot printr-o accentuare. Hotărât. La negreșitul lui Dumnezeu, Satana îi opune termenul hotărât, nu veți muri. Dar știe Dumnezeu că vi se va deschide ochii și veți vedea și veți fi ca niște dumnezei. Aceeași idee care aici vedem cel măcinat pe Satana. Comparați cu ideea. Mă voi urca pe muntele Dumnezeu, fii voi asemenea, veți fi și voi tot la fel, ca Dumnezei, sigur. Că... Asta era problema. Numai aceste expresii care îl măcinau pe Satana trădau faptul că ea discuta cu diavolul. Iar aceste lucruri, dialogul dintre ea și diavol, ne comunică nouă următoarea informație. Ea a fost avertizată de către Dumnezeu să nu facă ce a făcut. Și a avut-o conștient. Din cuvintele ei, că Dumnezeu ne-a spus. Da, sigur. Da. Ea a dat pe față că avea cunoștințe. Nu putea să spună atunci când Dumnezeu l-a tras pe Adam la răspundere și apoi și pe ea, păi noi n-am știut de treaba asta. Nu? Mergi într-o țară străină, faci ceva fără să știi că nu-i voie și când vine poliția te întreabă, zice, păi da, eu nu știu treaba asta. Nu? Ei nu aveau scuza aceasta, pentru că cunoștințe aveau. Ei au răspuns la o invitație, la o ispită de acționa. Și n-a fost un accident, cum îmi scrântesc poate o gleznă, ci a fost o acțiune la care au fost chemați să cugete și să iau o decizie. Și în cunoștință de cauză, Eva și după aceea și Adam aleg să acționeze împotriva sfatului și împotriva voii lui Dumnezeu. Așa că ne rugăm, Doamne, iartă-ne păcatele fără voia și păcate cu voia. Mă întreb și eu care sunt cele fără voie. Nu? La un copil, înțeleg, ajunge într-un anturaj, într-un mediu, când el nu se mai poate controla. Dar la un adult și mai ales la un cunoscător al Bibliei, care sunt păcatele fără voia? Pentru că până la urmă, urmei, noi alegem să acționăm. Frate Stănuie, treaba asta cu iată-ne păcatele fără voia, știu eu, uneori este argumentul criminalilor. A fost un individ, dacă nu mă înșel, arab, care a încercat cu cuțitul și a comis un atentat, a vrut să omoare pe cineva sau chiar a omorât. Mă rog, a fost... Nu, pardon, greșesc, nu. Am avut o confuzie. Un alt individ a intrat într-o relație de bătaie pe acei cu... în fața unui disco, așa, i-a dat un pumn la unul, acela a căzut jos, s-a lovit cu capul de trotuar, a murit. A primit săptămâna trecută 4 ani pentru toată treaba sa. Spunea următorul lucru. Zice, n-am vrut să-l lovesc, știți, am consumat alcool, am luat ceva droguri și... Deci invoca faptul că am consumat alcool, am luat droguri și nu mi-am dat seama ceea ce fac. Mi se pare o scuză destul de puierilă ideea aceasta. Cam așa o facem noi. Știți, a fost fără voie. Nu m-am controlat. Nu mi-am dat seama. Poate ori mai fi și din aceste păcate, dar arealul lor este destul de mic. Cea mai mare păcat, cea mai mare parte a păcatelor sunt păcate conștiente în care noi luăm decizia astea a păcătului. Asta este. Trebuie să stăm la ceea ce facem. N-a știut David ce a făcut când... Că mulți spun, deci da, săracul fără voia că a fost ispitit. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Până se comită păcatul sau petrecut niște chestii, a privit, după care și-a chemat servitorii. Zice, măi, o vezi pe fata asta, da. Ia-te după aia. Adun-o la aparat. Aici n-a gândit? Mai întâi s-a interesat cine este. Da. Și apoi da, bineînțeles. Să fie deci, adus. Sigur că da. Păcatul nu este comis așa ca ceva la care rațiunea nu ar putea să te avertizeze, mai ales dacă ești creștin. La oamenii din afară, ei, dacă nu au lege, nu
Nu că nu sunt vinovați, dar nu gândesc așa. Este interesant pentru un creștin să spună, da, păcate făcute din neștiință. În conflictul dintre bine și rău, este foarte interesant, nu sunt implicați niște dumnezei, rivali, iar noi suntem ca niște spectatori care privim din tribună. Ci aici este vorba despre lupta care reprezintă răzvrătirea creaturii împotriva creatorului, iar noi suntem implicați în mod direct în această luptă. Noi decidem în fiecare moment de partea cui luptăm. Este decizia noastră, avem voința liberă, da? Oricât de îndrăzneț este vrăjmașul, el nu poate ca să treacă peste această decizie a noastră dacă vrem sau nu să păcătuim. Pentru mine este un lucru clar și, așa cum ai spus, aș fi foarte interesantă să cunosc un păcat făcut din neștiință sau din fără voință. Păcatul pentru mine este făcut cu voie. În Apocalips 12:1-17 este relatat acest conflict și spune că noi suntem implicați în conflictul acesta și arată imposibilitatea ca să ne, cum spuneai tu, ca să ne salvăm singuri. Noi avem nevoie de această putere care vine din afara noastră, care este de la Domnul Hristos. Și Domnul este interesantă remarca Domnului Hristos care spune atunci când a fost într-un conflict direct cu satana, zice, iată, vine stăpânitorul lumii aceștia și în mine nu găsește nimic. Dar frații mei, dacă vine satana în luptă cu mine, într-o clipă găsește 1000 de lucruri care sunt ale lui. Întrebarea mea este acum, cum putem ca să găsim speranță în textele acestea? Mai este speranță și pentru noi? Acum, nu vrea să spună nu trebuie să înțelegem că omul este atât de perfect și desăvârșit încât satana nu găsește nimic în el. Ca natură, noi suntem păcătoși, înclinați mai mult spre rău decât spre bine, dar de ce n-a găsit nimic în Domnul Hristos? Pentru că Iisus n-a slujit niciodată cu inima împărțită. El a fost cu toată inima pentru Tatăl, nu a lăsat nicio breșă celui rău, nici măcar ușa puțin crăpată ca să aibă pe unde să intre. Iar satana când vine să ne ispitească, trebuie să găsească trebuie să găsească un cui de care să se agațe. Iar cuiul acela îl bat eu în beret și las ca el să se poată agăța de el. Tocmai asta noi deschidem portița. Iar dacă eu slujesc pe Dumnezeu din toată inima, chiar dacă sunt păcătos și sunt hotărât pentru Dumnezeu din toată inima, nici în mine satana nu găsește nimic. Nu? El are nevoie de ceva ca să creeze compromisul care mă trage pe mine după aceea de partea lui. El acceptă și o slujire împărțită. 90% Dumnezeu, 10% pentru el. De ce? Pentru că știe că Dumnezeu nu acceptă o slujire de genul acesta. Și în momentul când eu accept compromisul, mă depărtez de Dumnezeu și devin prada lui. Am prins o aserțiune pe care am găsit-o în spiritul profetic. La sora White referitor la Iisus Hristos. Dânsa spunea așa, scria așa, Iisus Hristos era prea inteligent ca să se ferească din calea ispitei și prea puternic ca să îi poată rezista atunci când venea fără voia lui. Și mi-am pus pe gânduri, dacă Iisus Hristos fugea din calea ispitei și nu se așeza în calea ei, cât era el de puternic în treaba asta, inteligent pentru el era să fugă, să nu se așeze în calea ei. Noi, ca oameni, ne căutăm deseori ispita. Aceasta este problema, aceasta este situația. Când pe mine mă ispitește o mâncare ca lumea sau ceva nemaipomenit, dau târcoale de jur împrejur pe acolo doar să mai ciup ceva. Când am văzut o vitrină unde știu nu că mai știu ce este acolo și știu că nu trebuie să așa, mă duc și tot pe acolo merg pe strada aia. Când am văzut, știu eu, ca băiat o fată, nu știu mai cum, parcă tot pe strada aia te duci ca să, dacă poți să o vezi sau... Deseori, ca oameni, căutăm ispita și vin și spunem, stai, nu, niciun fel de problemă, îmi pot permite, am auzit chiar asta între tine, nu e niciun fel de problemă, merg și eu să văd ce e, să văd cum este, pentru ca să știu să mă feresc, o problemă. Sau avem recomandări în spiritul profetic,
care sună așa. Nu este bine să auzim orice tip de muzică, nu este bine să parcurgem orice tip de literatură. Decadent. Și alții vin și spun, nu. Trebuie să citim de toate pentru ca să știm ce e bine și ce este rău, să ne ferim de treaba asta. Astea sunt așezări în calea ispitei. Iisus Hristos nu a făcut așa ceva. Da, și îți aduce textul biblic, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. E, cu siguranță. Și cercetează toate lucrurile care... Așa și... E, cu siguranță, scoțând un anumit text din contextul lui și făcând asocieri după capul nostru, se ajung și la anumite chestii. Era fratele pastor Bostan, făcuse o asociere între două texte biblice, în care un text spunea, zice, Iuda a aruncat cei 30 de arginți și s-a dus și s-a spânzurat, sau ceva de genul acesta. Și zice, alt text spunea, du-te, fă și tu așa și vei avea viața veșnică, știi? Sunt două asociați diametral opuse, pentru că viața veșnică, acolo e moartea veșnică, dar nici de cum viața veșnică, bineînțeles că sunt asociați omenești și păcătoase. Omenești inadvertente, sigur, da. Dar păcătoase, sigur. Aș vrea să mă întorc din nou la această încredere în Dumnezeu, pentru că este tare frumos și bine să te încrezi în Dumnezeu și să știi că atunci când treci prin necazuri, prin suferință, El este cu tine. Însă, privind înapoi în istorie, vedem că biserica a trecut prin vremuri de criză, a trecut prin mari prigoniri. Milioane de martiri și-au dat viața apărând cauza lui Dumnezeu. Oameni consacrați au plătit cu viețile lor, de asemenea, apărând cauza lui Dumnezeu și nu au fost cumva scutiți de puterea celui rău. Și acum îmi vine în minte exemplul lui Ioan Botezătorul, care s-a încrezut într-adevăr în puterea lui Hristos și totuși a fost decapitat. Și mă gândesc că nici astăzi nu este altfel. Sunt oameni, într-adevăr, oameni deosebiți, oameni consacrați, care, deși lupta este cumva în altă dimensiune decât atunci, oamenii aceștia se luptă din toate puterile cu câte un agent al diavolului sau cu câte o nenorocire și ei se încred în Dumnezeu și nu pot totuși să se elibereze. Întrebarea mea este cum putem ca să explicăm unor oameni care sunt într-adevăr și, știu eu, disprețuitori și nu cred în Scriptură, nu cred nici în Dumnezeu și spun, uite, nu vă scapă Dumnezeu. Cum te mai încrezi în Dumnezeu? Cum putem să le explicăm la aceștia că totuși biruința care ne-a fost făgăduită este cu totul altceva și să ajungem acolo să explicăm așa cum au explicat cei trei tineri când au spus, noi ne încredem în Dumnezeu chiar dacă nu ne va scăpa din mâna ta. Este posibil ca, știu eu, să te încrezi, Dumnezeu nu te scapă și totuși oamenii aceștia să vadă în tine acea tărie morală, tărie de caracter. Dumnezeu te scapă totuși. Dar Dumnezeu nu gândește numai în dimensiunea vieții acesteia, ci în dimensiunea veșniciei. Iar cei trei tineri în fața cuptorului știau că Dumnezeu va interveni. Ei nu își găsesc sfârșitul în cuptorul acesta, deși cred că intrau cu gândul că nu vor mai ieși de acolo vii, vor fi arși. Dar aveau credința că Dumnezeu îi va învia, iar era mai important pentru ei relația cu Dumnezeu, adică cum stau eu în fața lui Dumnezeu la judecata lui, decât viața pe care o trăiesc acum. Dumnezeu a ales atunci să procedeze altfel și a scos vii și nevătămați, nici măcar un fir de păr nu a fost atins de puterea focului. Dar în cele din urmă, ei erau convinși că Dumnezeu va interveni. Dacă murim, ne înviază, iar noi stăm cu Dumnezeu mai departe. Nu? Iar noi nu trebuie să credem că Dumnezeu ne-a promis că este cu noi, nu va interveni. O va face acum, o va face mai târziu, e problema lui. Dar în mod sigur că Dumnezeu, având vedere veșnicia, va interveni. Nu ne lasă pradă celui rău, iar noi să gustăm moartea veșnică, pentru că diavolul vrea lucrul acesta. Textul de memorizat ne arată foarte clar cine sunt cei care sunt cel mai atacați de puterea celui rău. Și aici ni se spune că aceia care țin poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Cele 10 porunci
majoritatea oamenilor care citesc Scriptura spun că au fost date la Sinai, însă noi știm foarte bine că aceste porunci au fost ținute chiar de la început. Când a fost dată legea celor 10 porunci și dacă într-adevăr în trecerea timpului, în acești 6.000 de ani, s-a schimbat ceva la această lege? De exemplu, cum este cu porunca 4-a și mă refer în mod concret la ținerea sabatului? Pavel zice, dacă țineți o zi, pentru Domnul o ține, cel care o ține. De ce trebuie neapărat sabatul și nu putem să ținem și o altă zi? Poruncile lui Dumnezeu nu au fost date la Sinai, deși paradoxal așa apare, ca fiind prezent. La Sinai au fost date sub formă scrisă pe tablele legii, sub formă scrisă, dar ele au existat înainte. Dovada este faptul că prima porunca cu privire la sabat apare exact în zilele creațiunii, momentul când Dumnezeu a terminat creațiunea, spune, s-a uitat la tot ceea ce crease, a văzut că toate erau foarte bune, absolut totul, a binecuvântat ce a trebuit să binecuvinteze și spune, Dumnezeu a ales această zi ca zi de odihnă, s-a odihnit în această zi și spune, a binecuvântat-o și a lăsat-o ca să fie mai departe zi de odihnă și ca memorial al creațiunii. Aceasta este problema. Pe Sinai a apărut în formă scrisă să nu faci, să nu faci. Nu-i numai asta. Dacă nu ar fi fost lege dată, dacă nu ar fi fost enunțat de către Dumnezeu ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă, nu mai era păcat. Nu mai discutăm despre păcat. Lui Eva i s-a spus, poți să mănânci din toți pomii, dar din asta să nu mănânci. Iată că Dumnezeu le transmisese oamenilor informații ce trebuia să facă, ce nu trebuia să facă. A doua problemă, cum stă cu jertfa lui Cain? Dumnezeu s-a uitat la jertfa lui Cain, s-a uitat la jertfa lui Abel și avem raportul. După ce ei au hotărât să acționeze cu privire la jertfe în mod diferit, Dumnezeu îi spune ce pentru ce te superi. Dacă faci binele, vei fi bine primit. Dacă faci răul, zice, fii atent, însă că, și îl avertizează din nou, răul se ține de tine în momentul de față. Toate aceste declarații sunt suficiente declarații care să ne conștientizeze pe noi că legea aceasta lui Dumnezeu a fost dată mult mai înainte. Aceasta este problema. Apoi urmăriți dumneavoastră încă o problemă. Omul păcătuiește. Vine Dumnezeu și oferă binecuvântare și spune, vrăjmășie voi pune între tine la șarpe, nu? Și sămânța femei. Acela îți va zdrobi capul, iar tu îi vei împunge călcâiul. Vine diavolul și întotdeauna preia elemente pe care Dumnezeu le-a rostit în relația sa cu oamenii și încearcă să le distorsioneze. Pentru că în literatura mai târziu greacă apare episodul cu Ahile, care nu era vulnerabil decât în călcâi. Ați observat, Ahile nu putea să fie omorât decât dacă era înțepat în călcâi. Diavolul urmărea probabil, asta știm precis, că înțepând pe Fiul lui Dumnezeu în călcâi, îl va elimina pentru totdeauna. Aici era problema. Se observă foarte clar lupta asta a diavolului cu Iisus Hristos în domeniul acesta. Mai aș pune o întrebare, deși este simplistă la prima vedere, totuși este profundă pentru că ne întâlnim cu ea chiar în biserică. Ce se întâmplă cu cei care nu țin poruncile lui Dumnezeu în totalitate? Și mă refer din nou la cei care poate că nu țin sabatul, dar ei sunt niște oameni devotați, sunt oameni consacrați, cred în Dumnezeu, eu știu, nu se conformează doctrinei noastre. Oamenii aceștia vor fi pierduți pentru veșnicie? Ce știm din rapoartele Scripturii, ale Spiritului Profetic? Da, Dumnezeu urmărește pe fiecare om și nu ne facem noi judecătorii nimănui. Însă nu poți să ții legea lui Dumnezeu, adică să o ții pe jumătate. Ori o ții, ori nu ții. Nu? Și dacă Dumnezeu a dat
10 porunci, atunci păzești legea când ții toate 10. Nu poți să spui că eu sunt păzitorul legii Dumnezeu când ții 9 porunci. Nu? Și nu-i bine să ne jucăm cu jumătăți de măsură, pentru că așa ceva nu există la Dumnezeu. Vor veni și vremuri când Dumnezeu va trezi pe toți cei care pretind că îl iubesc, îi va lumina și privirea în adevărul acesta, că marea majoritate a creștinilor astăzi nu păzesc adevărata zi de odihnă. Da? Și există frământări între ei. Dar Dumnezeu îi va pune în fața unei alegeri. Și în funcție de alegerea aceasta se va decide și veșnicia lor. Nu credem că Dumnezeu acum e mulțumit că e o grupare mai mică care ține și porunca patră, na, lasă că e bine, pe ceilalți îi luăm fără. Nu există două criterii de selecție la Dumnezeu. Toți intrăm pe aceeași poartă în ceruri. Iar Dumnezeu va pune pe toată lumea în fața aceleiași alegeri acceptarea întregii legi, nu? Exprimată prin cele 10 porunci. Să înțeleg din răspunsul asta că noi care am descoperit și lumina cu privire la sabat, este una dacă o vom disprețui și există oameni care încă n-au primit lumina cu privire la sabat și oamenii aceștia mai târziu vor descoperi și probabil că nu vor disprețui, ci vor recunoaște. Ai vrut să spui ceva, Marina? Există două lucruri în Biblie scrise. Pentru că prin lege avem cunoștința adevărului. Nu? Da. Aceasta e problema. Și dacă nu este lege, nici nu poate să fie considerat păcat. Păcatul, așa spune acolo, păcatul a luat putere, spune Pavel, prin faptul că a apărut legea. Aceasta era problema. Deci, în momentul când cineva vine în contact cu legea și află voința lui Dumnezeu, el nu mai poate să fie tratat ca fiind nevinovat în momentul când el respinge legea lui Dumnezeu sau când încearcă să o substituie printr-o părere sau printr-o judecată omenească. Pe de altă parte, în Scriptură există și a doua secțiune. Cine păzește toată legea, dar greșește într-o singură poruncă, scrie Scriptura, nu o spun da. Eu. Se face vinovat de câte? De toată legea. De toate. Deci absolut toate cele 9 porunci pe care el le-a păzit au termen de nulitate în momentul când el una singură a călcat. Aici se aplică la fel cum se aplică și în fiziologia umană sau când discutăm de anatomie, de fiziologie, principiul ori tot, ori nimic. Aceasta era problema. Tot sau nimic. Este un principiu care funcționează perfect din punct de vedere spiritual. De aceea, legea lui Dumnezeu nu poate să fie ciuntită. Chiar cei care sunt călcători ai legii lui Dumnezeu nu vin să demoleze întregul edificiu al celor 10 porunci. Nu. Vorba lui Caragiale. Pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale. Pentru că dacă ar demola tot, ar însemna că au dreptul să ucidă, au dreptul să mintă, să înșele, să jefuiască, să facă absolut orice, adică să trăiască ca în peșteri. Lucrul acesta nu este convenabil, nu este rezonabil într-o societate modernă. Dar operăm cu privire la sabat. Dar întrebarea care se pune următorul, cu cine va da dreptul să operați cu privire la sabat? Pentru că dacă Dumnezeu a instituit sabatul în paradis, autoritatea supremă, regiuitor suprem, numai Dumnezeu ar avea dreptul să o desfințeze. Dacă tu ca om n-ai dreptul să desfințezi o lege a unui stat, ca individ fiind, doar autoritatea emitentă a legii poate să o anuleze. Atunci ar trebui să vedem dacă Dumnezeu sau dacă cineva egal cu Dumnezeu, respectiv Iisus Hristos, a desfințat sabatul. Ori ne uităm aici și vedem că dacă Iisus Hristos ar fi desfințat sabatul, ar fi comunicat ucenicilor. Băi băieți, ia veniți încoace. Uitați, de azi înainte, după ce eu voi muri și când voi învia, voi nu mai țineți sabatul și să țineți duminica în amintirea învierii mele. Cum Iisus Hristos a venit și l-a spus, să faceți lucrul ăsta, adică spălarea picioarelor, da. Nu. Și apoi vă spun că eu nu voi mai bea cu voi din vinul acesta, când voi bea cu voi nu în împărăția Tatălui. A instituit acolo Iisus Hristos principiul sfânt de cine. Așa putea să le fi spus și lor, de azi înainte, țineți învierea, ziua de înviere în locul zilei sabatului. Ori noi citim și în Evanghelie următorul lucru. În ziua sabatului, femeile s-au odihnit după lege. În ziua întâi a săptămânii, dinți de dimineață, s-au dus la mormânt.
Am rămas stupefiat să constat că în Austria, cardinalul Schönborn, vorbind despre sabat, a scris într-una din duminici, înaintea Paștelui, un articol în care spunea așa: trebuie să recunoaștem, Hristos în ziua sabatului s-a odihnit în mormânt. Iisus a păzit sabatul. Iar ucenicii, după el, au păzit sabatul. Și spunea, dădea textul acesta: femeile în ziua sabatului nu s-au dus nici măcar la mormânt. S-au odihnit, așa scrie Scriptura, după lege. Și în ziua întâi a săptămânii s-au dus abia la mormânt. Deci sabatul n-a fost schimbat de Hristos. Îmi pare rău că trebuie să întrerupem aici. Ellen White spune că dacă vor rămâne oameni nemântuiți, nu sunt pentru că au păcătuit. Și mă refer acum la călcarea sabatului, da, pentru că n-au știut, ci pentru că atunci când a venit lumina, ei au respins-o. Este cu totul altceva să respingi lumina pe care am primit-o. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Vă aștept și sabatul viitor, când vom continua cu studiile acestea, care sunt destul de interesante. Vă doresc o săptămână binecuvântată. La revedere!